Ne aflăm în satul Lunca Largă, unde avem o investiție la finalizare, investiție de extindere de la nivelul cu apă potabilă în satul Lunca Largă și în amonte în satul Crețești. La această oră apa este introdusă pe rețea, se execută probele de presiune, urmând ca cel târziu săptămâna viitoare să putem să preluăm apa de la constructor, să facem recepția la terminarea lucrărilor și să o predăm către operator pentru a putea beneficia locuitorii de această investiție. Aici la Lunca Largă s-a băgat apa potabilă și funcționează. La ce folosiți apa? La apa folosim aici pentru spălat, pentru alte situații în gospodăria căsii, curtea căsii și pentru spălat, la haine, la băi. Dar aveți apă de la fântână până acum, nu? Sau avem o idee, că i-aia pus ea acolo în bazin și uite că dacă nu mai plouă știi să trage apa, să sacă. Nu, asta e. Și ia ca vine apa acum, până în prezent, e foarte bine să o putem lega de la rețeaua, să o băgăm la, în curte. Să înlocuiți cu ce aveți acum? Da, să înlocuim cu apa ce o avem băgată și a fost rezervă la bazinile noastre.